Odată cu instalarea primei zăpezi, persoanele care fac dializă au devenit prioritatea Direcției de Sănătate Publică Prahova. Există această cartografie a pacienților dializați, este nominală, CNP, adresă, numărul de ședințe de dializă pe care respectiv pacienții urmează în fiecare săptămână, firma care îi transportă, societatea prin care se realizează transportul pacienților de acasă până la centru de dializă și înapoi, astfel încât noi facem o monitorizare permanentă. Specialiștii DSP au întocmit o listă nominală cu toate persoanele ce necesită dializă din județ, care, în cazul condițiilor meteo nefavorabile, vor fi transportate la centrele medicale cu ajutorul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență. O situație în care doi pacienți din Secăria, dacă nu greșesc, luni. Doi pacienți din Secăria au fost transportați de la ei de acasă până în centrul satului cu autoșenilată a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, urmând ca din acel punct de unde drumul devenea accesibil, au fost preluați de către firma transportatoare și duși la spitalul la centrul de dializă de la Bușteni. De sprijinul autorităților sanitare vor beneficia totodată și gravidele. Atât cele în luna nouă, deci în luna terminală de sarcină, cât și gravidele cu risc obstetrical crescut. Avem de asemenea o cartografie, avem 174 de gravide din cele două categorii de care vă spuneam, care sunt de asemenea monitorizate, le avem pe localități prin date culese de la medicii de familie din județul Prahova. Lista întocmită de Direcția de Sănătate Publică cuprinde 320 de persoane dializate și 174 de gravide din tot județul Prahova.